România este campioana Uniunii Europene în domeniul construcțiilor. Țara noastră a înregistrat o creștere de peste 23% în domeniul construcțiilor în luna iunie față de aceeași perioadă a anului trecut. Procentul depășește valorile înregistrate în celelalte țări din Uniunea Europeană. Potrivit Eurostat, România a înregistrat o creștere de 23,3% în domeniul construcțiilor în iunie 2019 față de aceeași perioadă a anului trecut. Valoarea este cea mai mare dintre procentele țărilor Uniunii Europene. În domeniul construcțiilor, producția ajustată sezonier a rămas neschimbată în mai față de iunie 2019 în zona euro, dar a scăzut cu 0,3% în țările membre ale Uniunii Europene. În iunie 2019, față de iunie 2018, lucrările de construcție au crescut cu 1% în zona euro și cu 0,6% în țările membre. În țările membre ale Uniunii Europene, construcțiile civile au crescut cu 1,4%, iar construcțiile de clădiri au înregistrat un avans de 0,5% în iunie 2019, comparativ cu iunie 2018. Cele mai mari creștere ale producției în construcții au fost observate în România, plus 23,3%, Ungaria, plus 20% și Slovenia, plus 5,5%. Scăderi au fost înregistrate în Slovacia, Regatul Unit, Suedia și Belgia.